Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare! Astăzi vă invit la o etalare interactivă în dragoste, o întrebare pe care mi-a spus-o mulți dintre dumneavoastră, și anume ce fel de relație își dorește persoana aceasta la care eu mă gândesc de la mine. Ce fel de relație își dorește? Ce vrea până la urmă? Ce este cu această persoană? De ce nu vă lasă liberă, da? Ce își dorește? Dacă vreți să participați la această etalare, aveți de ales între inimioara portocalie, inimioara verde, numărul 2, și inimioara albă, numărul 3. Așadar, portocaliu, verde, alb. Nu uitați că este o etalare interactivă. Rămâne ca dumneavoastră să culegeți informațiile care vă sunt utile și care rezonează, bineînțeles, cu problema dumneavoastră. Așadar, dragii mei, inimioara portocalie. Ce vrea această persoană de la dumneavoastră? Indiferent că este femeie sau bărbat, ce își dorește această persoană de la voi? Ok, dragii mei, bun, haideți să vedem ce avem aici, da? În primul rând, ca și semne zodiacale, văd foarte mult rac, scorpion, pești, gemeni, vărsător, balanță. Puteți fi și fecioară, puteți fi una dintre aceste zodii, poate fi una dintre aceste zodii. Da, nu asta este important. Ceea ce văd eu aici în această poveste este că ambii recunoașteți acum această relație de suflet pereche. Există o persoană care dă un card de tarot pentru a afla mai multe despre cealaltă sau se uită la aceste videoclipuri de tarot, bineînțeles. În orice caz își dorește să afle mai multe informații. Ideea este în felul următor, că văd o relație triunghiulară, în sensul că persoana la care voi vă gândiți este în prezent în separare de voi pentru că a trecut printr-un divorț sau își dorește să finalizeze un divorț pentru a veni la dumneavoastră sau voi va trebui să divorțați pentru a fi cu această persoană. Însă, simt o energie masculină care este între două femei. Ca și cum această energie masculină a fost căsătorită, da? Și energia, da? De asta am spus la feminin. Această energie masculină, așadar, a fost căsătorită și s-a reîntors la această persoană. De ce spun asta? Pentru că văd o energie masculină, așa cum vedeți aici, între două femei. Văd acest bărbat între două femei, însă poate fi și invers. Ce își dorește de la dumneavoastră? Își dorește să se reîntoarcă, plănuiește să acționeze și asta cât de curând, dragii mei, își dorește acest lucru. Dar dumneavoastră i-ați strigat că este, dacă sunteți femeie, i-ați strigat acestei energii masculine că este persoana cea rea în această afacere. Sau chiar voi puteți fi căsătoriți, această persoană a plecat cu altcineva și acum vrea să se reîntoarcă la dumneavoastră la această căsătorie. Voi trebuie să stabiliți mai bine lucrurile. De ce? Pentru că, într-adevăr, sunteți suflete pereche, cineva simte acest lucru sau ambii simțiți acest lucru. De aceea văd o relație de căsătorie și vrea să lupte pentru această relație de căsătorie. Deci vrea să revină la dumneavoastră după acest divorț și după această separare.
a avut această relație triunghiulară cu persoana respectivă, însă nu își mai dorește acest lucru. Își dorește să revină la persoana cu care are copii, la persoana cu care a întemeiat o relație de căsătorie, sau își dorește cu această persoană să întemeieze o relație stabilă, o relație care să ducă mai departe la o căsătorie. Pentru că aici văd o persoană, v-am zis, divorțată, care vrea din nou să se căsătorească, se reîntoarce la persoana de care este separat, da? Sau separată. A înțeles prin această separare lumina din interiorul său, iubirea din interiorul energiei feminine, care a plâns și a suferit după această energie masculină. A închis ochii persoana respectivă și s-a lăsat ghidat de această lumină interioară pe care a cerut-o. A lăsat-o să pătrundă în interiorul său, în spiritul său, în gândurile sale, în emoțiile sale și i-a permis să vindece fiecare parte din corpul său și a avut, credeți-mă, un dialog nesfârșit cu Universul. A avut acest dialog pentru a beneficia de această balansare a sufletului, corpului și minții. Este o poveste fără sfârșit între voi, dragii mei, între voi și această persoană. Da? O poveste fără sfârșit. Dar energia masculină simte că are o vină în toată această separare. Simte acest lucru și își dorește parcă să își spele din păcate reîntorcându-se la dumneavoastră. Deci ce vrea de la voi, cu alte cuvinte? Vrea stabilitate, vrea o relație serioasă și plănuiește să acționeze, plănuiește să vină către dumneavoastră și curând, dragii mei. Da? Atât pentru voi cei care ați ales piatra portocalie, sper să fi aflat anumite, eu știu, anumite lucruri interesante care să vă ajute în parcursul dumneavoastră. Haideți să trecem acum la cei care ați ales piatra verde și cea de-a doua etalare, piatra verde. Haideți să vedem, gândiți-vă la această persoană și să vedem ce fel de relație își dorește cu voi sau pur și simplu ce vrea de la voi această persoană. Da? Aici este clar că vrea să corespondeze cu dumneavoastră. A fugit de această comunicare până acum. A fugit pentru că i-a fost teamă de un sfârșit. I-a fost teamă că va dezamăgi pe cineva, va face ceva rău dacă va fi cu dumneavoastră. Se pare că este o persoană ghinionistă în viață, dar v-a întâlnit pe voi și de atunci viața sa s-a schimbat. A rămas însă dezamăgit sau dezamăgită, are gânduri negre, să zic așa, în sensul că este destul de negativistă această persoană și încearcă să se adune. Mai ales din punct de vedere financiar material. Există și are anumite probleme. A trecut curând printr-un șoc emoțional. Ceva l-a luat prin surprindere, ceva l-a luat pe nepregătite sau a luat-o pe nepregătite. Dumneavoastră sunteți liberi să alegeți sexul. Puțin contează că vorbim despre persoana la care voi vă gândiți. Și acest șoc a cam zguduit această persoană din temelii, a cam făcut-o să ia o decizie, a făcut-o să
încerce să se readune, pentru că a fost împărțită în bucăți. Energia sa era peste tot și niciunde. Și o persoană extrem de copilăroasă, o persoană imatură, s-ar putea să fie pești, s-ar putea să fie scorpion, rac, una dintre aceste zodii este foarte, foarte proeminentă în această etalare, dar poate fi orice zodie sau dumneavoastră puteți fi una dintre aceste zodii, puțin contează. Ideea este că imaturitatea acestei persoane a dus la un autosabotaj, s-a blocat singură, da? Și a creat singură bariere. Însă, acum a înțeles că toate aceste gânduri negative nu îi aduc niciun rezultat, nici pozitiv, nici negativ, poate doar negativ. Oricât ar fi încercat să se protejeze, oricât a încercat să fugă, de responsabilități, să fugă de dorința de a întemeia o familie, pentru că este o persoană extrem de, cum să vă spun, volubilă, extrem de jucăușă în ghilimele, în sensul că este o văd și simt această persoană nehotărâtă, da? Nehotărâtă și foarte fluctuantă în emoții. Dar, până la urmă, încearcă să vină către dumneavoastră cu acest mesaj. Încearcă să parcă să vă spună că sunteți raza sa de lumină, că sunteți persoana care îi aduce stabilitate. Vrea să dea o șansă relației dintre voi doi să fie așa cum voi vă doriți. Își dorește o schimbare, își dorește această familie, încearcă să vă dea acest mesaj. Viața, eu știu, l-a dezamăgit sau a dezamăgit-o mult. Ceea ce i s-a întâmplat de-a lungul timpului, încă din copilărie, în familia sa au avut loc anumite probleme care acum îi creează unele stări emoționale extrem de confuze. Deocamdată, persoana la care voi vă gândiți vrea să vină la voi, vrea să se întoarcă la voi, vrea să ia această șansă de a fi cu voi în maniera pe care voi vă doriți, dar este focalizată pe negativ și nu vede decât această parte negativă în loc să încerce să vadă și partea pozitivă. Această parte pozitivă nu o vede, deși a înțeles că aceste gânduri negative nu îi aduc cu nimic bun. În funcție, dragii mei, în funcție, atenție mare, în funcție de atitudinea sa mentală, care este una de sunt teribil în viața mea sau teribilă, este o pacoste în ghilimele, da? Este rebelă această persoană, indiferent de vârsta pe care o are. Deci, între această parte de a fi stabilă și, eu știu, partea sa rebelă, de fapt, aceste două părți ale sale depind foarte mult de starea sa mentală, de gândurile sale, de cum îi se par lucrurile bune, rele. Totul la această persoană este o chestie de percepție. Cum percepe viața în momentul respectiv? Frumos, dezgustător, dezamăgit, teribil, da, este teamă. Deci e totul pentru ea sau el se desfășoară și este o chestie de percepție. Dar a înțeles sau cel puțin este pe cale să înțeleagă următoarea chestie. Că ceea ce gândește poate deveni realitate. Și atunci
Așa cum v-am zis, încearcă să mențină, vedeți, încearcă să mențină acest echilibru. Poate ascultă o melodie, poate încearcă să se calmeze, poate ascultă o persoană anume. Încearcă să fie pozitiv sau pozitivă. Pentru că a înțeles că în spatele acțiunilor și gândurilor pozitive poate beneficia de această dragoste a dumneavoastră, de lumină și de șansă, de noroc. Deci ce își dorește de la voi este să meargă către o stabilitate. Deocamdată este extrem de copilăroasă această persoană și parcă este ca un bebeluș care știe sau învață să meargă pentru prima oară și este teamă să se mai ridice, iar se lovește, iar ca... Ei, este frică, da? Și a început să meargă de abușele în loc să se ridice și să meargă înainte. Dar de la dumneavoastră și către voi încearcă să vină cu o atitudine pozitivă, iar de la voi își dorește o stabilitate, își dorește să-i oferiți această stabilitate. Știe deja cine sunteți și ce vreți. Nu rămâne decât ca această persoană să se hotărască, să se mixeze cu voi, dar încearcă să iasă din aceste gânduri negative, din această dezamăgire, viața care l-a sau a dezamăgit-o. Da? Deci, de la voi și cu voi își dorește un progres ușor, dar trebuie ca această persoană să iasă din aceste gânduri negative. Da, dragii mei? Cam atât pentru voi, cei care ați ales etalarea numărul 2. Sper că a făcut sens. Haideți să vedem cei care ați ales piatra albă și etalarea numărul 3. Gândiți-vă la această persoană și să vedem ce putem afla, ce își dorește de la voi. Ok, ca și energie zodiacală, să știți că poate fi orice zodie, dar foarte mult este leu, rac, scorpion și pești, dar poate fi orice altă zodie. Bun. Este un pic complicat. De ce zic că este un pic complicat? Da, am înțeles că este o relație triunghiulară, dar e complicat. Vedeți, dacă vă gândiți la un bărbat, este cu o altă femeie, da? Cu altă fată, cu altcineva. Poate fi căsătorit, nu mai contează, este cu altă persoană. Deci este o relație triunghiulară. Dacă nu este cazul, înseamnă că nu este pentru voi, da? Clar, această etalare. Aici chiar este vorba de o relație concretă, o relație triunghiulară. Ce să vrea de la voi? Vrea să vă vadă. Vrea să vă vadă pur și simplu. Iar această persoană nu vă mai caută sau... nu poate fi cu dumneavoastră în acest moment pentru că încearcă să se adune. S-a creat o distanță între voi și această persoană, poate locuiți în orașe diferite, în țări diferite. Deci este o distanță fizică efectivă creată de această persoană sau de dumneavoastră. Însă, cert este că ea sau el își dorește să vă vadă. Își dorește să vă vadă, dar trebuie să pună
capăt la ceva din viața ta, la un capitol, probabil cu cealaltă persoană sau nu, nu știu. Încearcă să facă un efort să pună capăt la ceea ce are de finalizat în viața sa. Are extrem de multe probleme acolo unde este în acest moment. Pot fi probleme în familie, pot fi probleme la job, dar are multe pe cap, ca să spun așa, și își dorește să termine toată această istorie negativă, toată această parte negativă a vieții sale, dorește să pună capăt acestuia și să vedeți să treacă parcă prin acest cerc, își dorește să iasă la liman, își dorește să și face eforturi. Are impresia că sunteți o ființă extraordinară, o ființă care parcă ați pus o, în ghilimele, o vrajă, ați făcut o magie asupra sa, pentru că se gândește mereu la voi. De asta spun că este un pic ciudat, în sensul că ce să-și dorească de la voi, vrea să vă vadă, își dorește iubire, își dorește... nu știu, sunteți un vis împlinit al său, asta reprezentați pentru această persoană, dar există altcineva în viața sa. Parcă e o persoană sociabilă sau o persoană care lucrează cu publicul, dar este o persoană extrem de sociabilă această persoană la care voi vă gândiți. Așa cum am zis, încearcă să facă eforturi și să ia măsurile necesare să ajungă la dumneavoastră în maniera pe care voi ați cerut-o, pentru că ați spus, ați impus un anumit respect vis-a-vis de această persoană, iar acest lucru v-a făcut mult mai atrăgător sau atrăgătoare în ochii săi. Și de aceea încearcă să facă mai multe eforturi. Încearcă să fie tare, încearcă să se stăpânească și știe că parcă există posibilitatea să-și creeze propriul destin, să facă parte din, nu numai să fie actor, dar să fie și regizorul vieții sale. Și pentru acest lucru, așa cum am zis, are nevoie să se readune, să se regăsească, are nevoie să se iubească pe el, pe ea, pentru că această persoană nu știe cum să iubească, nu știe ce este iubirea. Până la dumneavoastră n-am mai întâlnit, ori a crezut că a iubit în viața sa și nu a fost acest lucru. Nu știe cum este să fie iubit sau iubită, m-ați înțeles? Și atunci încearcă să privească în interiorul său și să se gândească, măi, dar eu ce-mi doresc de la viață? Îmi doresc persoana aceasta care mă face fericită sau fericită sau nu? Ce vreau eu să fac de la viața mea? Și uitându-se în interiorul său, să știți că începe să înțeleagă că acolo se găsește tot ceea ce are nevoie. Uitați-vă cât de romantică este această persoană. Trăiește cu persoana respectivă cu care este, trăiește ca într-o rutină. Trăiește ca într-o rutină și se plânge de această rutină. Iar acum a văzut că cerul este limita sa, da? Că nu există limite, că nu poți spune iubesc un pic, puțin, nu. Ori iubești, ori nu iubești. Acum și-a dat seama de această iubire și și-a dat seama că cerul este singura sa limită. Încearcă să își asculte intuiția, încearcă să se asculte pe sine, încearcă să își găsească acest ghid în interiorul său. Ascultă parcă ceea ce îi spun ceilalți, dar să știți că nu urmează
drastic, în ghilimele, sfaturile acestor persoane? Ce își dorește de la voi? Ce fel de relație? Își dorește iubire. Deci, nu văd. Aici sunt. Pentru că este destul de complicat. Pentru că această persoană nu a crezut că vă iubește. De asta este complicat. Și deocamdată de la voi își dorește iubire, nici nu vrea. Mă înțelegeți? Nu se gândește la altceva în afară de unde este persoana care pe mine mă face să mă simt bine, unde este, unde sunteți dumneavoastră, întrebarea sa este acum. Deci nu neapărat că se proiectează în viitor, nu e vorba de asta, vă caută și nu știe unde sunteți, nu știe cum să facă să se regrupeze și să vină la dumneavoastră în maniera în care voi o vreți. I-ați cerut iubire, totul sau nimic și acum încearcă să vă ofere acest tot. Asta încearcă persoana respectivă, asta vrea de la dumneavoastră. Deci aici nu se pune vorba de o relație, nu. Probabil pentru că există această relație, aici se pune problema de ce i-a cerut dumneavoastră iubire, i-a cerut totul sau nimic și asta vrea să vă ofere. Aici nu e vorba de relație, că fiecare știți că nu se poate din cauza acestei relații trângătoare. Aici e vorba de iubire, de totul sau nimic, de recunoașterea acestor sentimente. Foarte frumos, dragii mei. Cam aceasta este etalarea pentru astăzi. Sper să fi găsit elemente interesante. Vă mulțumesc tuturor că mă urmăriți și că sunteți pe acest canal. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Vă doresc toate cele bune și sper să ne revenim cu bine la noi videoclipuri la fel de interesante. La revedere!